Viitorul sezon al Ligii Florilor se anunță unul dintre cele mai spectaculoase din ultimii ani, având în vedere că la start vor fi cel puțin 8-10 echipe cu mari ambiții. SCM Râmnicu Vâlcea, CSM București și Mina Orbaia Mare se vor lupta la titlu. Gloria Buzău și Gloria Bistrița au de asemenea loturi puternice și pot emite pretenții la podium. SCM Craiova, Dunărea Brăila, Măgura Cisnădie, Handball Club Zalău și Rapid București sunt gata la rândul lor să ridice nivelul și să se bată pentru un loc în cupele europene. În general, mai toată lumea s-a întărit, inclusiv echipele din Divizia A care aspiră la promovare, precum CSM Galați și Dacia Mioveni. Din Liga Florilor, un singur club a bătut pasul pe loc. Este vorba despre AHCM Slobozia. Motivul este cât se poate de clar, lipsa unei finanțări mai apropiate de valoarea campionatului. Clubul și-a pierdut antrenorul, Gheorghe Covaciu ajungând la Dacia Mioveni, dar și mai multe jucătoare. Practic, AHCM Slobozia mai are 4 handbaliste sub contract. Iar dacă vrea să aducă altele pentru a face față cu succes nivelului în ediția de campionat 2020-2021, nu prea mai are de unde. AHCM Slobozia a ajuns victima intereselor politice pe plan local. Primarul este de o anumită culoare politică, în timp ce majoritatea în Consiliul Local este deținută de o altă culoare. Cert este că oricare ar fi propunerile venite dintr-o parte sau alta pentru susținerea unui proiect, fie el și sportiv, nu există un consens. Iar din această dispută politică are de pierdut și echipa de handbal feminin. În ultimul sezon, AHCM Slobozia a fost susținută aproape în totalitate de autoritățile locale, care au finanțat echipa cu aproximativ 2,9 milioane de lei, în jur de 600.000 de euro. Pentru că au fost deplătiți și datorii din urmă, clubul nu a putut face investiții importante, astfel că a luptat pentru supraviețuire în Liga Florilor. Pandemia de coronavirus a salvat echipa de la retrogradare, pentru că toate cluburile din prima ligă au votat pentru o creștere a numărului de echipe de la 14 la 16. Acum, AHCM Slobozia se vede în imposibilitatea de a lua startul. Pentru sezonul viitor, în Consiliul Local este o propunere de reducere a bugetului la 1,5 milioane de lei, așadar cu aproximativ 50%. În condițiile în care numai acoperirea calendarului costă între 800 de mii și 1 milion de lei, deplasări, meciuri de organizat, taxe de la federație, clubul este în imposibilitatea de a duce un sezon în Liga Florilor. O decizie finală va fi luată spre sfârșitul lunii, după ședința Consiliului Local din 25 iunie, când va fi dezbătută probabil și situația echipei de handbal. Oricum, lucrurile sunt deja în mare întârziere. Echipa nu are antrenor, jucătoare, iar startul pentru noul sezon se va da în 27 august.